Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia săgetător, la etalarea pentru perioada 17, 18 și 19 mai 2024. Dragii mei, bine v-am regăsit. Începe etalarea prin a prinde o lumânare, ca de obicei, pentru sănătatea voastră și a celor dragi vouă, dar și pentru vindecări, împăcări, găsirea de soluții și rezolvarea de dificultăți de orice fel. Sper ca totul să meargă bine în viața dumneavoastră și hai să începem, da, să începem. Am și pachete de oracol și de tarot, să vedem mesajele pentru zodia săgetător, dragile doamne și dragii domni. S-a întors o carte, dragii mei, aceasta este a voastră. Are numărul 55, văd nuanțele de verde-albastru, da, preponderente. 55 poate fi o vârstă, la fel poate ora 5, ora 15, ora 25, pardon, sau 25 de ani ca vârstă, sau ora, să spun, nu ora, 10, da, ora 10 ar putea să fie. Da, dacă nu este ora 5. Și aici vorbim despre Ariel. Este un arhanghel foarte darnic care, de fapt, aduce cu magicianul divin. Probabil că cei credincioși dintre dumneavoastră vor înălța, da, o rugăciune, o rugăminte către acest arhanghel, magicianul divin, pentru că vine cu un dar. Ariel, arhanghelul Ariel, vine cu următorul dar. Este un magician divin care vă ajută să trăiți o existență miraculoasă prin transcenderea iluziei. De asemenea, vă inspiră o stare profundă de recunoștință față de Dumnezeu și față de miracolul creației sale. Probabil că veți fi impresionați, dragii mei, de o anumită situație, de o anumită persoană și poate voi veți juca acest frumos personaj, ca să nu-i spun chiar rol, dar cu toată autenticitatea să reprezentați magicieni, pentru că săgetătorul este magician, da, este reprezentat de cartea magicianul. Să vedem însă și tarotul ce părere are despre perioada 17, 18 și 19 mai 2024. Iată o ușoară stagnare sau preocuparea pentru o persoană din zodia Pești. Această stagnare reprezintă un mic sacrificiu cu care sunteți de acord pentru a trece peste o anumită problemă, un anumit obstacol. Vă retrageți, voi oricând ați putea să ieșiți din această poziție mai incomodă, dar vreți să judecați drept o anumită situație. A doua carte, Regele de Spade, vorbește de asemenea despre o dorință voastră de a fi foarte clar și foarte raționali, de a fi obiectivi în tot ceea ce faceți. Sunteți experți la nivel profesional, ori vă preocupă această persoană din gemeni, balanță, vărsător, dar mai degrabă, da, fie este partenerul doamnelor săgetător, fie este acest săgetător foarte ancorat în realitate, foarte cerebral, dornic de rezultate cât mai exacte și precise. Următoarea carte, 9 de cupe, vorbește de asemenea despre mulțumirea de sine. În 9 de cupe este și o persoană din rac Scorpion-Pești care poate să apară în preajma dumneavoastră, dar este și o inspirație pentru voi să vă bucurați de libertate, să vă bucurați. Văd aici persoane poate celibatare sau burlaci. 9 de cupe arată mulțumire pe majoritatea planurilor. Foarte bine, da? Și iată și un as de monede. În cazul unor proiecte noi, unor relații, unor colaborări, aici văd rezultate. Nu este doar emoția. Aici este și implicarea materială sau dorința aceasta, da? Poate veni de la Tauri, Fecioare, Capricorn aceste începuturi pentru o parte dintre voi. Următorul card este Valetul de Monede. Din nou, preocupare de studiu, de a vă îmbunătăți un profit, de a câștiga,
de a avea grijă încotro veți investi banii, aveți mari șanse să aveți o stabilitate și o siguranță deosebită, da? Oricând valetul poate deveni rege sau regină de monede. Aș vrea o carte sau două cărți, da? Două cărți ar fi ideale. Patru de cupe. Da, sunteți într-o ușoară apatie, nu prea vă vine să reacționați sau să interacționați, dar văd într-adevăr aici persoane din Rac, Scorpion, Pești care să vină spre voi cu o binecuvântare, cu o, cu o stare din aceasta, de, cu o propunere, da? De a nu mai fi plictisiți, poate vă este dor de o anumită persoană, da? Ori nu intenționați să acționați în niciun fel. Hai să mai vedem ce urmează după această apatie și această binecuvântare. Ea vă activează pentru că am asul de bâte. Deci sunt începuturi cu asul de monede și cu asul de bâte. Într-adevăr, văd intersectarea cu persoane din Berbec, Leu, Săgetător, Rac, Scorpion, Pești, Taur, Fecioară, Capricorn. Da? Doar regele ăsta de spade, da, de vineri, poate să țină mai mult de profesie, da, dar e de bine, este cu nașteri sau cu, sau cu prezența unor copii. Da, poate că veți cumpăra un obiect de valoare împreună cu persoana dragă sau veți cumpăra ceva pentru casă, pentru mașină. Va fi o investiție, da, asul de monede și asul de bâte, proiecte foarte bune, investiții excelente. Hai să vedem, dragii mei, mai departe. Avem două pachete identice ale îngerilor romantici, tocmai pentru a afla care sunt, iată, informațiile despre energia voastră. O carte deja s-a evidențiat, iată, și pentru voi și pentru cealaltă persoană, iertați-mă. Pachetul vostru are această carte. Ești în siguranță să iubești, iar cealaltă persoană are cartea dorința de a vă cunoaște mai profund. Deci voi vă veți deschide inima pentru a da și a primi cea mai înaltă energie dintre toate, iar o persoană, iată, este dornică să vă cunoască. Spune cu cât veți discuta, veți revela mai mult despre sinele vostru interior, cu atât conexiunea dintre voi va fi mai profundă. Hai să vedem al doilea set de cărți. Voi aveți impresia că o persoană poartă o mască falsă sau voi, ca să nu creați o discuție, veți purta această mască. Dar mai văd și faptul că cealaltă persoană ar trebui să renunțe la control, el sau ea se teme să vă piardă și atunci nu lasă evenimentele să se comporte așa cum ar trebui de la sine, încearcă să forțeze lucrurile. Iar voi, nu știu dacă nu cumva sunteți decepționați de această manevră pe care o observați, iar a treia carte este foarte frumoasă. În primul rând că voi vă gândiți la această legătură, poate că este de lungă durată și că este deosebită, iar cealaltă persoană are pasiunea. Spune că îi permite inimii și sufletului să cânte cu bucurie. Dar voi simțiți că vă cunoașteți de mult timp și poate chiar sunteți într-o conexiune de mult timp. Ori persoanele noi care apar în viața voastră pot să fie extrem de familiare. Hai să vedem, dragii mei, ce spun în continuare cărțile din tarotul iubirii. Iată, această carte foarte frumoasă, Regina cea tainică a inimilor, îmi vorbește despre iubire. Da? Este o femeie care iubește femeia Săgetător sau partenera bărbatului Săgetător. Poate fi o relație în secret, o iubire în secret despre care veți vorbi, poate să fie, da, să-i spuneți unei doamne, voi sunteți bărbați Săgetători, să vorbiți despre iubirea voastră. Este o carte frumoasă, benefică, în care, bineînțeles că, da, sunt emoții, și sentimente. Hai să vedem, dragii mei, ce spun cărțile în continuare. Care sunt aceste cărți? Păi văd că e foarte important să rămâneți departe de orice fel de conflict. Sunteți sfătuiți, vi se recomandă să lăsați tendința poate de a vă răzbuna, tendința de a răspunde cu aceeași monedă, dar îndepărtați-vă de acest conflict. A doua carte, să faceți toți pașii
pe care vă veți simți ghidați să-i faceți înspre vindecarea voastră, să aduceți culoare vieții, să vă bucurați, da, de viață, să aveți cheful de viață, să aduceți vindecarea, să aduceți acceptarea și înțelegerea. Deci sunt niște pași importanti în vindecare, iar a treia spune de niște sincronicități. Deci aici sunt niște coincidențe, dragii mei, care pot să apară în cazul dumneavoastră. Se numesc sincronicități pentru că fie vă gândiți la o persoană și vă sună, fie vă întâlniți cu cineva și aveți nevoie de acea persoană, fie că sunt persoane care lângă voi, deși nu vă cunosc, discută între ei despre un subiect care reprezintă o soluție pe care voi o căutați. Deci sunt niște aspecte în care toată lumea se află la momentul potrivit, da, și este persoana potrivită la acel moment. Veți avea această tendință și vă va impresiona, bineînțeles. Eu sper, dragii mei, să aveți parte de un weekend minunat. Vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc toate cele bune. Să aveți grijă de voi, da, vă pup, vă îmbrățișez și să ne revedem cu bine și la celelalte etalări. Pa, pa! Toate cele bune! Pa, pa!